Ce faceți aici? Bună ziua, dragi prieteni! Pregătiri, bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit, dragi prieteni! Un an nou, fericit! La mulți ani! Să ne ajută anul nou! Ne-a ajutat și al vechi! Ăsta să ne ajută mai mult! Să ne dăm mai multe bucurii! Mai multe vindecări! Mai multă bucurie, mai multă dragoste, mai multă frumusețe. Să avem un an bun și fericit. Ia să vedem ce pregătiți aici. Aici mămăligă. Ce poate să mănâncă țiganii pe timpul ăsta? Decât varză cu mămăligă. Varză gălită. Da. E că e frig afară, nu? Da. Ia. Aici mămăligă. Dar varza asta am făcut-o numai cu străinile. Am tăiat. Uite, și am... La ce miroase de faină, aia e chestie. Și am tocat așa, cârnați de ăsta uscat de la noi, dar așa subțiri, ca să pot. N-am vrut să bag carne, altceva, numai de asta, să se fac așa. Mamă, ce miroase de faină. Uite acolo, i-am pregătit lui Alina, că i-am usat și ea așa. Ia mănâncă lui Alina să mănâncă, uite că așa. Ia mănâncă supă și pe casar pentru ea. Și apă ardei din ăsta gras mănâncă, mă. Dar să-l trezi? Ce mănâncă? Îi place da, mănâncă să-l trezi, acolo. Dar... Tăiate. Ce mănâncă supă și pe casar? Da, e frig, e tot la noi, dragi prieteni. Nu mai putem să ieșim din căș. Nu e zăpadă mare, dar... frig. Prea nici afară de frig. Păi las că până în ziua de revinut stăteam aproape... La tricou. Noi nu vrem nici zăpadă, nici frig, e iarnă. Iarna trebuie să-și facă datoria. Dar uite cu ce plumbă, baba, să facă plumbă, liga, cu lingura asta. Și invers-o întoarsă. Da, dragi prieteni. Nu mai știm ce să facem, să scăpăm de această iarnă. Mai repede. Te necaș. E tusa asta nu mai mă lasă deloc. De asta toamnă. Tot așa să iau medicamente, o fac și iar mă lasă, iar mă ia. Asta e. Și nici nu beau apă. Am apă în cameră. Cum e apă în cameră, așa o beau. Nici caldă, nici rece. Ce să faci? Tu să mai ta așa, că e timpul ăsta așa. Când e timpul norat, mă doare și operația, mi-e rău, mă ferește și de mâncare, să nu mănânc prea multe. Da, ce să mă fac? Ce zicem de soacră mea, că nu-i crește deloc. Ai dus să-l acolo. Da, da, da. Să duc să-l la spital, dragi, chiar că era fric. De ei au plecat de dimineață, nu va să-i venim. Că dacă nu-i trecea, deloc. Nu l-a lăsat, prinsul. Aseară cât a fost sunteți cu ea? Aseară a avut 18-11. Și nu-i trece deloc. Diabetul crescut. Să vadă și la diabet, s-a avut. Și la un cardiolog s-a dus. Da, pentru ea îi fac supă. Și ieri tot supă i-a făcut. Da. Tu ai avut poftă de așa ceva? Păi am așa mă trezit să mănânc o mămăliguță. Păi da? Băgăm o pălincă? Pălincă? De dimineață, pălincă, acum. Nu știu, uite cum s-o face acum mămăliga mai nouă. Cu lingura invers. Ce să facem, doar prieteni? Mai facem și așa de te-o bocă. Dacă nu iese cu te-o bocă, nu iese mâncarea bună. Nu? Da. Manca e bucătăreasa noastră. Păi aia... Ea știe să gătească, noi nu mai gătească. Aseară am făcut și spaghete la copii. De dimineață am făcut supă și mâncare de cartofi. La urmă, mai pe seară, cu copii nu. Ai făcut și ciorba aia mea. Am făcut și supă, i-a făcut lui mama. Da. Și nu s-au crăcat, că eu am două am mâncat supă. Fieșcai cu supă ei sau cum? Nu, o supă, dar am mâncat amândouă. Și am făcut și mâncare de cartofi. Păi da, pe amândouă acum țin regiu. O macaroanele cu o spaghete, uite, așa am mai rămas o facturie, ca în gării de dimineață, prin telefon. Lasă-mi pune și acum. Nu mai vine să mai mănânc nimic. A, spaghetele? Mm? Când văd de... Uite, eu am mâncat și de dimineață, deci. Ce
încă mănânc. Eu n-am mâncat nici aseară. Păi de ce? Eu n-am mâncat, nu am să mâncă. Las-o meargă așa. Ce să mai facem, ce să mai gătim, ce să mai pregătim? Ușor că dai cu ei jos. Că faci, ce faci și tu la varză dai să gătești. Că acum 2 zile făcui ciorbă cu varză. Păi normal, iarna e, varză e baza. Varza, mastulo, cârnația, fumați. Nu i-am mai mâncat cârnația, n-am mai mâncat nimeni. Am mâncat o țărășoare și mi-a lasă fum. Uite ce frumos au făcut. Prea de tot sumat. Și ei zic, cum să mai fume? Să mai facem fum, să mai facem fum. Păi ne mai mâncăm. Suntem și bolnavi, eu sunt operată, s-ar gătă bolnavă cu inima. Păi da, dar n-ai cum să-l lasă așa, că după așa se strică. A? Se strică dacă le lași neafumați. Neafumați. Păi tu ai văzut ce uscat se mâncă. Păi atât așa. Se uscat toate și picioarele și mamă, sucul ăla e fere. Gheață. De dincolo. Ori e fere, ori e gheață. Vreau să vă laud pe anul nou astăzi, dragi prieteni. Să fac o cântare cu anul nou. Acum de dimineață? Mai după masă cânti. Mult să-mi trăiască, mult să-mi trăiască la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască anul nou. Ce zic că de mine zicea? La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți. Zile frumoase și fericire, la mulți ani să trăiți. Gata, mulțumim. Gata, frumos! Dragi prieteni, am vrut să laud anul nou. Da? Ca să ne ajută cu bucurii și fericiri. Și multe vindecări și multe sănătoșeri. Și har, iubire, bogăție să ne dea. Da. Anul nou care a venit. Ne ajută și anul care a trecut, da, să ne ajută anul nou mai mult. Să aduci din casă. Hai că revenim, dragi. Trebuia să luăm tot să repede anul nou, da. Aline, îți place ce s-a pregătit? Da. Ha? Alina, tu ce faci acolo? Păi să mănânci varza. A venit așa în bucătă. Uite, eu ți-am făcut ce? Mamă, a venit așa. Ia, Alina. A venit așa. Am venit așa, am făcut, miroase așa, ceva nu... E frumos, a? Da, hai, uite, este gata și varza. Am văzut că ai făcut și mămăligă, dar vreau să mănânc mămăligă cu lapte. Ce vrei? Aici? Păi aici, la masă. Și am văzut platoua. Uite, prințesa, așa trebuie servită, prințesa. Văzut... Unde o punem, prințesă? Hai acolo. Hai. Bă, cum să o pun aici jos? Hai acolo, la masă, punem și varză. Lasă-o țără așa, să-și aia de acolo. Uite, vezi ce îi veni laptele ăla pe gât. Ai văzut? Mm-hmm. Ia, vedeți, dragi prieteni, ce mănâncă Alina. Micul jun. Micul jun, chiar. Vedeți ce mănâncă Alina, sănătos de dimineață. Cu ardei, cu roșii. Și apă, mănânci? Păi, Alina, unde mergi? Tu ce faci aici? Tu lângă să spui. Da. Păi știi dacă vine și la șampură. A, mai știi? Așa stă România. O poți să știi. Ce-a făcut baba aceea? Marmeladă? Azi că bă, nu știi de ce e asta. După aceea mă duc, iau, îmi iau 2 kg de lapte și mâncăm cu lapte. Ma, să mergi. Hai înăuntru, iau-o, gata. Mai știi să mai arcească puțin. Așa lângă zăpadă. O lasă aici, să vede cineva și papă. Și o ia și rămâi așa cu varța. Zici că iau. Ăla stă afară lângă mămăligă. Stă afară lângă mămăligă, păzăște mămăliga. Să nu ia cineva. Nu, el a dat-o afară. Mă, nu și eu cu Alina. Alina, e bun? Acum să scula Alina. Da. Mai încolo facem părul, codițele. E bună să rămâne așa. Zici și arde de ăla, că ia mănâncul cu ardei. Hai să punem în farfurii barza ca să se răcească. Mai are un ardei, mai Micu jum.
Ia să vedem, mamă, cum arată. Haide, haide. Haide, haide. Alina e la masă? Alina, trebuie să-i dăm ceva aici să... Să-și pun. Alin? Așteptăm. Ce așteptă în ungară? Da, tu. Ce arată de bine. Alina! O mămăligă? Hai, Alina are și ouă oferte. Dar de jur, ce mai mic. Micul jun, a? Îți place la mămăliga? Da. Ia uite, cântă și ea ca, ca bunica. Nu-i frică de nimic. Ia, nimic. Vreau să spun eu pe parcurii. O să o tăiem. O să o tăiem. Și să luăm paleta aia. E prea moale făcut bunica. Să-mi să aduc o paletă. Să-mi să aduc paletă. Zici că e brânză topită. Da. E așa, Lina? E tort din ăla? Da. E zice că e tort. Mamă, ce mori. Las că... Da, uite. Încă e cald, încă e cald. Da, și varză? Ce varză trebuie? Uite, cu ce trebuie? Eu vreau. Alina spune niciodată? Acolo mămăliga. Adun cu o farfuria. Uite aici să pun mămăliga. Păi așa acolo, în farfurie, nu se pară, nu are niciun gust. Ia, ia, vezi așa, vezi? E altceva, altceva. Păi tot așa pune și mie. Vedeți dracu trece în ce este. Ia uite. E bună mămăliga cu cărnați. E bună mămăliga cu cărnați. Ce-a băgat în ea mămăliga cu cărnați. Gata, hai. Hai, la revedere, să avem poftă. Poftă bună, dragi prieteni. La revedere.